Salutare și bine ați venit la încă o ediție de World of Tanks. Gata, ați scăpat, fără Yak Tiger, fără Yak Panzer 100, care i-am făcut echipajul 100%, deci nu mai e nevoie. Ne întoarcem la programul nostru. Centurion 1, bătrâie de tier 10, că nu, vreau să o suferim. Numai 3 de tier 10. Eu n-am avut niciodată noroc de genul ăsta în vehiculele mele de tier 10, din câte țin eu minte. Hai, treci, treci, că sunt mai manevrabil decât tine. De când dau cu Yak Panzer 100, n-am prins o bătălie în care sunt doar 3 de tier 10 și numai tier 9 și multe tier 8. Asta este. I am the fastest. Cel mai rapid? Nu chiar. Mi s-a făcut poftă de centurion, ce să zic. În principiu, da, o să ne întoarcem la tortură și suferință cu Type 59, T43... Și mai am suferință mai puțin cu T34-1. Am avut o rundă bună cu T43, adică am făcut 1000 de XP. Și cum aveam încă câteva minute de premium și era dublă, am făcut 3400 de XP pe o bătălie de tier 8. Da. Mai am și bătălii bune. Și am mers prea mult. Și un Vamp Trigger. Iată un lateral. Da, cred că Vamp Trigger e băuș, o tras după... Aaaa, s-a băgat după casă. Arti! Ce pizda, mă, tot pe mine dați, mă! Am uitat că sunt în mediu fără armură. Și am uitat că toată lumea mă urăște în jocul ăsta. Și idioții noștri stă în spate. Oh, stăteau acolo, nu o să fac nimic, tot meciul. Pizda, mă, tic, artileria noastră doarme. Bă, e un Waffen Trigger acolo, dă-i în Waffen Trigger. Ce-ți așa greu să dai într-un Waffen Trigger? Oh. Ce e să dea ăla într-un Waffen Trigger? Ai, mausul! Mausul, mai mult un pic. Da, bine. Cred că acoperișul ăsta se distruge. Și am 67 de proiectile. Și așa mă doare undeva de rație. Așa. Mă doare undeva de rația mea la chestii nimerite. A, cred că s-a prins. Și degeaba s-a prins. Și bineînțeles că echipa noastră, freacă, Benta. Pizda voastră, băi, idioților! Ce pula mea faceți? Imbecili, băi, imbecili, da, freacă e mentă, stai acolo, să nu avansezi deloc. A, și nu mai bun nici pe ăla. Ne, bou, vine sus unde trebuie să se iasă ca să tragă în jos. Deci, i-am luat 28 din vina mea, una că am ieșit ca bou și m-am luat întregul, alta că am stat pe loc când avea artilerie și ai nu știi să spun ca bou aici, nu-i ofertat o țintă. Și după aia mi-a luat un shot în turelă, că boi ăștia se ascund la măsă. Pua, eu cu ei și pe șinciu să ies în față, Doamne ferește. Doamne ferește să fac eu ceva inteligent de jocul ăsta. Ați voi să fiți din mici. Ce? Trebuie să-l văd. În muriu va fi pregătit. Acum ne ascunde în cartelera, ne iubește. Fall down, mobilitate, ne folosim de avantajele noastre, nu suntem să luăm în gură. Ne 75. Aiming time, penetrare, precizie, avantajele unui centurion și hold down, bineînțeles, depresie la tun. Ne-am luat răzbunarea, relativ. Ne-am pans răstor, nu făcut nimic. Dar ceva în dreapta, tot frustrat. Aaaa. Hai mă, că eu văd aici, în pula mea, băule, orbule!
Hai, fă-ți treaba. Nu, o să iasă în lateral. Și bineînțeles că el dă niște 3 în loc să dea ăsta în T110. Cum să vorbim totuși ăla? Asta poate să-l omoare altcineva. De acord cu această situație. Da. Că echipa noastră facă menta. Bou, cu Jagdpanzer a fugit până răs de tot. Hai mă, cu cine? N-ai cu cine? Băule, de ce ai tier 10 când ai 6000 de bătălii și habar n-ai să joci? Explică-mi mie. Incompetență. De ce crede că o să fac seria, setul ăsta să fie numai Centurion 7-1? Sunteți de acord cu asta? Da. Bun. Printr-un miracol, ai noștri au câștigat. Și da, miracol. Fantasmagoric. Hai că până la urmă au făcut damage. Omul într-un final. Yeah. Ia cred că cu 0 damage. Bravo, bravo. Continuăm. Hai și în șansă de victorie. Se poate, se poate face ceva. De obicei mă duc unde pot să mă fac hold down. Unde pot să văd dinamicul, nu unde dinamicul este de ori invizibile în tufișuri. Și trebuie să-mi expun tot... tot hull-ul ăsta uriaș care nu are deloc armură. Pentru că e un idiot. De ce oare? Retard. Ce avem? T30, Jack Tiger, obiect, 75, avem ceva? Nu, 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 mai în stânga. T54E1. Nu mai știu ce-s. Cum ziceam, dar dacă e doar T54 aici, avem ceva șansă. Vezi că te neci. Da, că s-a făcut invizibil. Aha. Aha. Hold down. A tras 3 după ăla. Acum că o să mă arăt munții. Are ceva? Dacă nu mai are nimic, e cam mort. Nu știu cum l-am ratat eu, dar nu știu cum l-am ratat. Cred că mai apuc una până o să fac. Nu mai apuc. Ba, te-am apucat. E cam periculos când dinamicul se uită la tine și nu mai se mișcă, nu mai încearcă să ferească, înseamnă că se pregătește să te nimerească. Asta e opțiunea. De asta de obicei eu mă mai bluffez, mă pregătesc să o ochez când încă n-am reload-ul gata. Dar era un ISA 3, este 2 de tier 9, ce pula mea faceți? Vă luați în gură de la un ISA 3. Și nu pot să trec de ei, că dacă aș putea să trec de ei, m-aș băga, dar n-am loc. Băi, ai auzit de... pula mea, de... sidescrape, armor, ceva. Nu, no. Incompetentul ăsta s-a avut de așa ceva, de întors fața la inamic, dar... ce aia? Hai mă, dă-te la o parte, în pizda, măți, pot să trec și-o... Te folosesc pe post de scut uman, măcar atâta să faci tu viața asta de inutil. S8, trebuie să mă duc acolo, T54, Jack Tiger la noi în bază. Te-am pis, da, măte. Unde te duci? E ceva aici? Am omorât tot, imbecilul, dragă. Alte tard. Da,
Mă duc sus. Să-i ajut pe aia la noi în bază, să mori să 8-ul, va fi întregă 4-4. Și au murit ai noștri. Te noștri nici au murit până să mor nimic. Da. E noob. Dar nu mai au artilerie și ai noștri o să facă cap. Hai să zicem, au motiv să facă cap. Era să zic că zboi, dar data asta au motiv. E n-am echipă cale să ne facă... Să ne ia nouă bază. Totuși ar trebui dacă aș vedea ceva. Ceva. Trebuie să mă duc după ei. Mai e unul. Mai e unul, vine amândouă. Ce prost n-a toată. Poate de bine, dacă vor să bat aici, eu le ies în spate. Este 8 cel mai periculos. Opa! Omul s-a prins că vin peste el. Ha-ha, e ghinion, dar eu n-am damage să mă iau în gură cu el prea mult. Am reload-ul oare? Poate? Trebuie să-i dau un turn, am șansă. Opa, nu mai am. Ne întoarcem așa, să ne oferim un shot ca lumea. Mă dau numai și mine, cred? Și boii fac cap, mă, să vină peste mine. Știm că ne așteaptă celălalt, așa că așteptăm. Sau nu ne mai așteaptă? Hai bă! Detecție prin proximitate. N-am găsit, am doi acolo. Hai că am pus-o, fraiere. Am făcut aia cap. De ce dracu a făcut cap când câștigam? Da, că-s boi. De ce altceva? Și oare cine era pe stack? Cine putea să fie decât e 75? Nubu. Eu fac 3100 cu ceva care nu-i la fel de minunat și n-are la fel de armură, fac mai multe bounce. Și de buff în trecut a atras excreabil, fantastic de prost, numai șenile mi-au dat. Problema cu centurionul e că nu are fire-ul la fel de bun. Are fire de heavy, dar n-are damage de heavy. Nu ideal. De asta e recomandat să fii sniper cu el, dar eu sunt prea agresiv pentru un stil de joc de genul. Și până la urmă, mă dă scor cu astfel stil. De asta vreau un mediu adevărat ca să mă ajute. Un T-54 cu armură adevărată, nu un main battle tank fără armură în contra tankuri fanteziste. OZN-uri. Când mă gândesc deschis, unde eu să stau undeva să... Hai să ne jucăm un pic. E tier 10, nu are rost să mă duc eu primul în față. Când au 4 TD-uri și mouse-uri și eu, da. Și nu, eu nu mă uit la hărți în timpul meu liber. Le învăț în timp ce mă joc. Nu stau să mă plimb pe hartă în custom battle. Posibilități, da. Locul interesant, da. Dar nu. Hai să mă uit. Dacă vin pe acolo, aș putea să trag de aici. Ia, bineînțeles că nu poate să urci acolo, că e magic. Nu calunecăm. Hai să tragem de aici, acolo. Ceva. Scăpărie la un VZ, da, sigur că nu penetram dacă nimeream căcatul ăla de turelă magică. Trebuie să-l cunosc totuși cu poziția lui Irea. Tot din cât aia fac spot acolo. Am putea să stai cu TD-ul aici, dar văd că nu știu ping. Că nu știu fac push. Sau al nostru, că e doar S7 și bineînțeles că el e un retard, deci trebuie să stau acolo sus. Asta este.
vede ceva? Nu, se vede un tufiș. Stăm totuși în cover. Mă rog că și ai lor râs niște retați. Care habar n-au cum se bată cu Insul 7. Trebuie tot să fim atent la ala să... să nu flancheze Insul 7. E 75, 50. Zi, am blocat toate tier 9-le aici. Și avem o tonă de tier 9 ale noastre care nu fac nimic, inclusiv eu. M-aș duce în spate, dar mie... aici, dar mi este că... aha! Că mă întâlnesc cu ceva TD care îi acoperă spatele. Da, dacă putem să-l omorâm înainte... trebuie dați un Waffenträger. Da, de ce să dea Waffenträger mai sus? De ce să dea Waffenträger? Au cam multe pe acolo și majoritatea lor poate să-mi iasă în spate. Dacă nu... opa! Dacă nu-s atent. Știu că n-am armură, dar uneori un pic de armură e mai bun decât... deloc. Pot să mor ceva? Fiu atent totuși în stânga. La ăla. Să dau în spate. Vreau să-i fac ceva. Înainte să-mi iasă el pe mine. Trebuie să-l omor, trebuie să-l omor repede. Op, e bine tărit. De marșalier. Că ai noștri sunt niște idioți. Nu cred că are tonul mare. Bineînțeles că mi-a dat foc, nu? Se putea să nu-mi dea foc, mă nimerește în lateral și nu-mi dea foc. Nu că zici niște boi care abar n-au supra. Aaa, bine că-mi dă și neamurea, că ca mașiniel. Fute mașiniel de lorocosul pulii. M-am dus ca bău, m-am dus ca bău, dar bineînțeles, mă, îmi dă foc, îmi dă amurea, că pula mea, mă! El poate și retarzi noștri freacă menta, în superioritate numerică, freacă menta contra două. Bine, hai că era și aici 75 și văzeu sus, dar pula mea, ăștia doi erau pe mine și erau 3. 1, 2, 3, 4, 5 contra 3. Și un tier 10. Nu, ce să nu, ce să nu freci ai noștri mental de obicei. Prin ce eu mi-o iau de la 2 tier 9 și pula mea, norocosul ăla dă, îmi dă foc și după aia îmi dă amorea. Că pula mea, ce nu? Ce drept trebuia să nu-mi repar track-ul atunci? Trebuie să te... trebuie să mă dezobișnuiesc de... reflexul ăsta de a repara și mai imediat. Nu eram în niciun pericol. De asta este. Și după aia m-am urcat ca bou la veze. Dar oricum ieșea înainte să mă urcă cu eu. Am făcut ceva damage. Și am trebuit să uite de și eu. Dar bineînțeles că nu, cu toate că facem damage, face asta mai puțin cu... de ce are asta mai mult XP decât mine? Ia, explicați-mi mie. Eu am mai mult damage. Am mai mult bounce. Dar el are 174 player assistant, spotting damage. Ce porcăria mea. No, pare că e magic. T54, la fel. Joc stupid. Muroanca fără artilerie și noi avem TD-ul mai mare. Da, o situație bună. Bine, eu o să stau tot la pădure că sniper. Și după o să pot să atac prin pădure, unde să mă folosesc de invizibilitatea magică a pădurii. Tata, și prea înalt centurionul ăsta, până aici l-am făcut mediu.
O să-l facă heavy. Vreau să-l fac un hibrid heavy, cu un pic mai mult damage și gata. Pula mea, până la urmă Centurionul a fost un tank care chiar a existat și a fost superb ca tank, ca vehicul de luptă, dar ISU 8, E75, căcaturi fanteziste, OZN-uri scoase din curul Wargaming. Un Centurion ar fi mâncat un E75, bă, viu, în realitate. Penetration. Ups, fim totuși mai atenți. Dacă nu te întorci, mori. Cam da, bă! Nea, ce bău ăsta. O, să stau aici, te-mi ia în gură de la toți. Bă, artilere nu e, deci... Ce pula mea, mă! Bineînțeles, mă, că e căcat sovietic, armură sovietică. Our Russian, our communist friends, the Soviets, have massive armor. Yes. Our Chinese communist bastards have the same armor as the bow. Oh. Unghi, 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 unghi. Yeah. Și a luat la prea mult damage. Ducându-se acolo, dar e problema lui. Încă avem 4. Se vede ceva din el, dar... Hai mai că ți-am văzut ceva. Tunu. Nene. Nenea care a scăpat. Nenea care avea 13. Hai, du-te. Fă-ți tu un spot, să omorâm și noi ceva. Oho, ISU-8. ISU-8, clar. De ce naiba nu văd? Focus pe ISU-8, bă, întotdeauna dați pe ISU-8, pe ăla mai mare, retarzilor! Și bineînțeles că e o casă care blochează 270 pe intrarea acolo. Au, bă, noi o să dăm în V-ul. Vede ca o pui. Bounce! Bounce pe lateralul în 100M. De ce nu, mă? De ce nu? De ce să fie bine? Când poate să nu fie bine. Am ratat asta. E75. Trebuie să-i dau în spate la motor. Poate ia foc, că mă zic că lumea are noroc, l-a dat foc și niciodată nu... Mă gândesc să mișca de acolo. Hai să vedem cum facem bounce și pe ăsta. O, l-am penetrat! Da, un SU 100M de lateral. Pff, nu, noi aș... Noi! Tedeu, Tedeu, Tedeu! Ăla-i mort. Tedeu, că Tedeu face spor la E75. E75 și după aia nu mai are ochi și mort. Mă gândesc cât acolo fi. Nu părea să vrea să miște. Sniping! Nu, no, stai acolo, vină înapoi, vină înapoi! Swap! E swap agresiv. Mort. Acum că nu vedem T25, vedem totuși E75. Fula mea, de ISU 6, bă. Și bineînțeles mi-a dat în șenilă și mi-a luat amoreacul. Că da! Pula mea, oriunde mi-ar da, să-mi ia amoreacul. Pare corect, fantastic chiar. O sărit din șenilă, o intrat pe motor și după aia s-a dus la amoreac. No. Unde ești retard, bre? Trebuia să mă grăbesc. Nu. Mai bine omorâm în pădure. Bun. Că de aici să-i șase, după aia pot să-mi iau la foia mea. Fugi, fraiere, fugi.
știu dacă am pătrat. Ce pantă are ăla acolo? Și totuși, am reușit să penetrez. Uite că l-am penetrat, nu știu, sau pentru altceva. Totuși am penetrat în USA 6, la unghi, înclinat. Dar Doamne ferește să penetrez în sub 100, nu? Din lateral, Doamne ferește. Sub 100M. Sub 100M1, nu? Confundat cu celălalt sub 100 care e tier 6. Deci la asta excelează centurionul, la sniping. Stat în spate și tras în ei. Ai băgat prea bine. Oricum e inutil acolo. Între prostotip 1390 și T44 e inutil. Mergem la război. Să ne luăm de un bău cu S6 și cu gol, probabil, nu știu. Un norocos. Nenea cu Isus. Se vede. Dar și track. De... nu a nimerit, dar nici par meu, ceea ce e bine. Și T32 în hull down, T44 e mai... zice că T44 de penetrare mai mult ar fi mai periculos, cred. Cred. Mă țin minte exact câte penetrare are T44. Dar sunt convins că T44 e cel expus. După cum se vede. Surprize, surprize, că tot pot să te văd. Oriunde vrei tu să te ascunzi. Că treci doar în groapă. Ca de obicei. Așteaptă, bă, nu te duce singur. Oh. Bă, ăsta în loc să urce să-l ajute, s-a spart în spate. Oricât de 32, nu știu cine va face. În sfârșit. Cred că i-am blocat pe ăla. Și încă arde. 4686 de euro. Sau 866. Ia, 86. Centurion 171. Centurion de tier 9, ești stupid. Centurion de tier 9, Confederate, High Caliber, The Lion of Sinai, Master Bass, Second Class. 1103 ceva, misiune. Și bani! Ce misiune am făcut noi de nu da bani? 75.000 Groundhog Day, No Pain No Gain, Battle Experience Coefficients. Asta vreau. 5873. Da, au fost shoturile care nu le-am văzut. Și lumea zice că nu știu să joc. Mai vreți ceva? Mai vreți? Ce e drept? E ușor să stai în spate să faci sniping când ai penetrare și APCR-uri. Și mă refer la muniția standard, la muniția gold, care în altă demonstrație de cât de idiot poate să fie wargaming, are mai mult puține penetrare. Deci, să explic, toate medium-urile de tier 9 din joc au muniția gold cu mai multă penetrare. Centurionul are mai mult damage, mai puține penetrare la muniția gold. Pentru că, de ce nu? Ce dream n-am folosit niciodată, cred că o scot. Pun high explosive acolo, dar am 68 armor piercing. Nu cred că o să... bine, APCR-uri, de fapt. Nu cred că o să simt eu lipsa la 4 shell-uri. Da, nu se știe niciodată, nu? Obiect, T62, T54 și n-am artilerie. Bineînțeles că n-am artilerie, nu primesc artilerii pe bătăliile când sunt cu tankul mobil, dar scot iar panzerul sau alt monstru super încet. Artilerie, 4 artilerie, 5 artilerie. Toate artileriile ever din tot jocul ăsta, ever. Asta o să stea în spate, noi o să ieșim la pufișul ăsta, unde o să ne vadă, e la foc. Unde o să ne vadă, dar putem să facem hold down. Puteam să facem hold down. Nu, omorâm pe ăla, trebuie să omorâm. Pe ăla! Iară! E și cam prost totuși.
Mă rog, ca lor sunt preocupați cu frecatul mentei, nu știu ce au făcut lor. De n-au tras după mine. Din câte aia lor zblocați acolo și nu cum fac noi. Știi ce vrei tu să faci? Avem un obiect în partea noastră. Vine un Lorane. Trebuie să-mi iau de Lorane. Loredana! Loredana, te urci un pic mai sus să-ți dau în gură. Nu mai până la rotat. Și cum a zis, știu ce vor ăștia să facă. Oh, am lovit un bad shot în cur. O să ia foc? Bineînțeles că nu, că e bad shot. OZN. Ăștia au uitat că nu există artilerie în meciul ăsta. Autoloadere contra un centurion. Nu prea am încredere în șansele mele, dar nu suntem contra un centurion, suntem 30 obiect și avem avantaje și de numeric. Bea și-a pus-o în spate, sunt peste ai noștri. Un rain încă freacă menta pe acolo. Nu mai freacă menta, că e mort. Și acum suntem în poziție defensivă. Putem să vedem dacă vin pe steag. Și trebuie să-i rupem. Deci vreau să-mi pun puțin mai bine. De ce te duci unde n-ai cover? Când poți să stai aici unde ai cover. De ai protecție, unde poți să-ți ascunzi hălul. Ce noob. M103, M134. Da, uite-l. Prima victimă. Acum ne ascundem. O să plouă. La cupolă. Când Gunmantle am penetrat? Că știam că EOS-4-ul e o porcărie de vizită, dar totuși ne ascundem că el ne face spot. Trebuie să nu mai fie invizibil. Uite, ne spatem capul, avem un fiș. Ne uităm cu binoclu. Păzim linia, avem ceva la ei în bază. Voi ar trebui să nu... Unde dracu? Eu au, o să le iasă în spate, mi se pare o idee proastă. Înțeles că casa aia se distruge treptatul. Acum că am făcut gaură. Trește-te bă, unde te duci? Acum. Nope, stea peste. Singura situație în care nu trebuie să ducă unde trebuie să ducă, în centrul paginii, să duce. Paginii, în centrul țintei. Încerc, da. Ui, mi-ai dus în gură cu ăla, nu văd că ești un T62 și ăla e... M103, Jagdpanzer, M75, Bershot a fugit peste ei. Important e că am făcut ceva damage, nu mi-am luat aproape deloc damage, adică deloc. Și inamicul e încă hotărât să continue să vină peste noi.
Fâs, fâleul ăla, aia trebuie să descurcem 100 de batch. Atât batch, atât lovit, că am dat eu câteva bucăți, dar totuși e batch, și totuși a dat nici o să scoată nasul. E75-ul la el la bază. Nu bule, mai tași voi cu 4 șobrații. Aș putea să mă duc să țin colțul, dar prefer să... 5 pe 4, da? Stăm în defensivă, da? Ăla mea de bău, care n-are viață deloc. E clar că e bău, nu? T-62. Să mă duc mai în față să fac eu spot. Bearshot o să vină pe aici în fugă. Dacă îmi vine totuși în stânga, cred că o spun. Mă gândesc că poate și-am mai luat ceva bucăt Bearshot-ul. Asta e ideea, asta e speranța. E cu ochii pe hartă. M103 acolo. Unul din M103 aici. Salut! Și bow face attack. Face rush. Aia. Okay. El vrea să ia bucăți de la mine. Stați, mă, în defensivă acolo. Mă descurc cu ăsta. Acum mi-au bucat. Pola, bineînțeles că... Nu dă mantle, gândește milimetric în stânga la gun mantle. Da, mă, de acum te ziceam. Și după cum ziceam, fire rate, heavy damage de mediu. Și ăsta l-a ratat. A rămas 3. Calm, 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 calm. Așa, up. Ajutoare. Back up. Toți vin aici în valea asta stupidă. Ne-a puțin Bearshot-ul care să ne vine în spate și M103-ul care să ne vine în spate. Asta trebuia ați voi să stați acolo, că vine Bearshot. Care nu-și luat damage deloc. Hei, am dat foc. E 75-ul. Așa, așa. Și mergem să ne luăm de tine. Are tu unul mic totul de fel, deci are... Perfect, T30-ul, fantastic! GG, obiectul T30 și cu mine am făcut meciul ăsta.
Ei nu s-au coordonat, a venit câte unul, câte unul, a venit Bearshot întâi și a murit, s-a băgat în mijlocul nostru. High Caliber, Mastery Badge, Ace Tanker, 1875 de lei pentru Groundhog Dog. bani. 1547 XP cu Centurionul, fără premium. Ah. 6995 de lei. Eu v-am spus că este un vehicul bun, dacă știi să-l joci. Cu cap. Acum chiar nu mai chef să mai joc nimic, o să am numai runde mai proaste decât ăsta, deci... Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut tot timpul meci. Bravo T30. Bravo obiect, n-a făcut el damage, dar a făcut treabă. Ce mai contează? Ne vedem data viitoare! O zi bună!